cu mult timp în urmă, un slogan preferat în anumite medii era biserici versus spitale, biserici versus școli. Astăzi, la România Creștină, timp de 50 de minute, vă vom arăta că biserica se preocupă de partea medicală, dar și de cea educațională. Sunt Maria Jinga și vă invit la o emisiune despre adevăr. Ne aflăm la parohia Sfânta Treime Militari, o parohie relativ tânără. Spun relativ tânără pentru că mi-aduc aminte în anii trecuți când treceam pe aici și încă se construia această biserică. O parohie însuflețită de cei mai tineri enoriași, copii. Din ce am putut să remarc astăzi, o parohie cu o bogată și complexă activitate social-filantropică. O să vă rog să detaliați, să ne spuneți despre ce este vorba. În primul rând, bine ați venit la parohia noastră. Vă mulțumim pentru onoarea pe care ne-ați făcut-o de a fi prezenți în cadrul parohiei noastre. Așa cum bine ați menționat și dumneavoastră, activitatea social-filantropică desfășurată în parohia noastră este una complexă, dar și adăuga niciodată suficientă, pentru că a răspunde concret tuturor nevoilor oamenilor, pe de o parte de ordin duhovnicesc, dar și material, constituie un punct la care biserica trebuie să se arate totdeauna ca fiind receptivă. Activitatea social-filantropică desfășurată în parohia noastră este canalizată, dacă vreți, pe două direcții. Pe de o parte, este canalizată pentru oamenii sau familiile nevoiași aflate în nevoi materiale, pentru oamenii bolnavi, pentru copii proveniți din familii defavorizate. Iar pe de altă parte, această activitate este canalizată asupra tinerilor, asupra copiilor de diferite vârste. Spuneam că este o activitate complexă, pentru că sunt activități medicale, activități educaționale și, să spunem așa, se desfășoară și latura altruistă în care fiecare dăruiește ceva. E adevărat, prin mila lui Dumnezeu și prin inițiativa părintelui Anichit Orescuică, nu știu dacă suntem singura biserică, dar sunt convins că printre puținele biserici, în incinta parohiei noastre, funcționează un cabinet stomatologic care poartă hramul Sfinților Doctor Fără de Arginți, Cosma și Damian, cabinet în care își desfășoară activitatea mai mulți medici stomatologi, sub coordonarea domnului doctor Radu Horia și care își oferă serviciile medicale, stomatologice, tuturor creștinilor, nu doar celor care fac parte din parohia noastră, ci tuturor celor care doresc și care provin din familii mai nevoiașe și care doresc să beneficieze de servicii medicale. Pe de altă parte, activitatea educațională de care aminteați se axează sau este canalizată asupra copiilor de diferite vârste. Se țin aici la parohia noastră, se desfășoară ore de meditație, ore suplimentare de pregătire la diferite discipline, la limba engleză, la informatică. Avem și o sală mai micuță, adevărată, dar pregătită pentru desfășurarea în bună condiție a acestor ore de pregătire suplimentară. De asemenea, există parteneriate pe care biserica noastră le are în curs cu diferite școli și grădinițe din împrejurul parohiei noastre. Aș aminti de parteneriatul pe care îl avem cu școala numărul 160, Școala Generală Sfânta Treime,
parteneriat care presupune participarea, pe de-o parte, a elevilor, mai ales în perioada posturilor, la slujbele oficiate în biserica noastră, spovedit și împărtășit, precum și participarea noastră a slujitorilor acestei sfinte biserici, mai ales când e vorba de grădinițe, pentru a-i împărtăși pe copilași. În ceea ce privește latura caritativă a acestei activități, ne străduim ca zilnic, săptămânal, să oferim câte o mânghiere oamenilor nevoiași, oamenilor bolnavi sau cu posibilități materiale reduse, oferindu-le fie câte o masă cu mâncare caldă, mâncare gătită aici la noi la parohie, fie pachete conținând alimente și alte produse necesare fiecărei familii. Ana, poți să-mi povestești, dacă ți-aduci aminte, ziua în care ai venit prima dată la biserică aici? Da, pentru că mama mea lucrează aici și acum 2 ani sau 3 am venit aici și mi-a plăcut. Înainte, eu de când eram mică veneam la biserică și după aceea pot să zic că m-am integrat mai mult în ea, mai profund, pot să zic așa. Dar de ce vii la biserică? Pentru că la biserică înveți lucruri bune, ce e bine și ce e rău, cum să-ți asculți părinții, de ce trebuie să-i asculți. Și ai spus că înveți ce e bine și ce e rău. Dă-mi exemplu, ce nu este bine să facem? Să nu venim la biserică, să nu avem încredere în Dumnezeu, să zicem că Dumnezeu nu există. Tu crezi în Dumnezeu? Există Dumnezeu? Da. De unde știi? Pentru că mi-am dat seama, când eram mică, m-am rugat să am un frățior și după aceea am primit un frățior și m-am bucurat foarte mult. Care sunt faptele bune? Ce trebuie să facem? Să ajutăm un sărac, să mergem la biserică, să credem în Dumnezeu, să împărțim cu celălalt dacă el n-are ceva. Da, de ce trebuie să facem aceste fapte bune? Pentru că aceste fapte bune, după ce le faci, te simți mai bine decât dacă faci fapte rele. Că ne ajută și pe noi, nu doar pe cel pe care, căruia întindem o mână de ajutor. Da. Bănuiesc că venind la această biserică, ai optat și pentru cursurile de limba engleză. Da, pentru că mama și eu îmi doream să fac cursuri de engleză și după aceea am auzit și am vrut să fac cursuri de engleză. Cum sunt orele de engleză? Păi învățăm foarte multe lucruri și mie mi se par interesante. Faci engleză și la școală? Da. Și poți să faci așa o evaluare? Cu ce se diferențiază orele de aici cu cele de la școală? Cele de la școală sunt, adică scriem cuvinte, nu ne explică, adică nu să ne explice cum face aici, ne spune repede, ne pune, facem exerciții și dacă nu știm, ea ne lasă bate și spunem, trebuie să știți. Iar aici aveți mai multă înțelegere? Mai multă înțelegere, ne spun de mai multe ori, dacă nu înțelegem ceva, ne explică până înțelegem. Eu cred că tu ai putea să dai o idee, o soluție. Ce ar trebui să se schimbe la școală ca orele să se poată desfășura? Ar trebui ca copiii să fie mai respectuoși și mai cuminți, mai și să-și dorească să învețe engleza. Atunci când îți dorești un lucru, cu siguranță acorzi și mai multă atenție și dai și rezultate. Crezi că faptul că vii la biserică te-a ghidat puțin și ți-a schimbat modul de percepție, în sensul că tu ai devenit mai ascultătoare, mai conștiincioasă? Da.
Crezi că asta ar fi o soluție și pentru colegii tăi? Da, numai că mulți dintre ei, cred că maxim 4 din clasa mea merg la biserică, în rest niciunul. Adică sunt copii care sunt credincioși, pot să zic, dar nu vin la biserică. Prin ceea ce mi-ați enumerat mai devreme, mi-ați stârnit interesul și vreau să vă rog să revenim asupra fiecărui punct în parte, însă pentru că această activitate nu ar exista dacă nu ar fi biserica și nu ar fi această parohie, vreau să vorbim și de istoricul acestei biserici. Istoria acestei biserici este una relativ scurtă, în sensul că în vara anului 2005 a fost pusă piatra de temelie pentru edificarea bisericii, slujbă oficiată de către vrednicul de pomenire Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist. Terenul pe care a fost amplasată biserica și toate celelalte clădiri a fost donat de către familia preotului Ciucă. În vara anului 2006 a avut loc Sfințirea Demisolului, slujbă oficiată de către Preasfințitul Părinte Ciprian Câmpinanul, pe atunci episcop vicar patriarhal, și menționez că acest demisol a fost realizat la inițiativa și prin contribuția directă a părintelui Ciucă Ion, parohul Parohiei Roșu, Protoieria Ilfov Sud. În mai 2007 a fost sfințită troița parohială cu hramul Înălțarea Domnului, troiță ridicată întru cinstea eroilor neamului nostru, slujbă de sfințire oficiată de asemenea de vrednicul de pomenire Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist. Foarte important este faptul că în paralel cu construirea demisolului s-a început și lucrarea de edificare a capelei și a spațiului social, sfințită în noiembrie 2006, capelă cu hramul Sfinților Români, sfințită în anul 2006, acolo unde, așa cum ați văzut, se găsește și un spațiu social pe care și astăzi îl folosim pentru pregătirea hranei pentru credincioșii noștri și pentru cei aflați în lipsă. În iunie 2008, la inițiativa părintelui Ciuca Nichitores și a domnului doctor Radu Horia, a fost construit cabinetul stomatologic, clădirea cabinetului stomatologic cu hramul Sfinții Doctor fără de arginți, acolo unde, așa cum vă spuneam, își desfășoară activitatea trei medici stomatologi care își oferă în mod voluntar serviciile medicale tuturor celor care solicită. De asemenea, odată cu acest cabinet stomatologic a fost sfințit și pangarul parohiei, lumânărarul și cancelaria parohială. În iunie 2009 a fost sfințit altarul de vară de către Preasfințitul Varsanufie Prahoveanul, pe atunci episcop vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor, altar ce a primit hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena, precum și a spațiului de la etaj, respectiv sălile pentru meditații. Tot în 2009, un eveniment extrem de important în parohia noastră reprezintă ridicarea unei troițe în incinta școlii numărul 160 Sfânta Treime, o troiță în amintirea tuturor dascărilor și a elevilor care au activat și au slujit acea școală, precum și sfințirea unui cabinet de religie în incinta școlii Sfânta Treime, cabinet și astăzi funcțional. În 2013 s-a început lucrarea de edificare a clopotniței parohiale, precum și s-a ridicat o troiță în stil maramureșan, troiță ridicată în cinstea și pomenirea tuturor titorilor, binefăcătorilor și miluitorilor bisericii noastre.
În paralel s-a continuat cu lucrările de construire a bisericii supraterane, așa cum o numim noi, a bisericii mari, lucrări care au culminat cu 28 septembrie 2014, atunci când a avut loc slujba de târnosire sau de sfințire a bisericii, precum și a clopotniței parohiale, slujba oficiată de preasfințitul Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal ca delegat al preafericitului părinte patriarh Daniel. Tot legat de istoria noastră, cred că este foarte importantă precizarea că mai întâi am funcționat ca și filie a parohiei Roșu, cu a căror credincioși, cu a căror contribuție a credincioșilor am ridicat tot ceea ce s-a realizat aici. De asemenea, din anul 2008, am devenit parohie de sine stătătoare, parohia Sfânta Treime Militari. Și am ajuns în zilele noastre. Mă interesează foarte mult povestea cabinetului stomatologic, pentru că este primul cabinet stomatologic pe care îl găsim în cadrul unei parohii. Da, fără îndoială că cele mai multe detalii, mai ales de partea tehnică, o să vi le ofere domnul doctor Radu Horia. Acest cabinet a luat naștere în anul 2008. În el, așa cum vă spuneam, activând mai mulți medici stomatologi, cei care își oferă în mod voluntar, gratuit, serviciile medicale. Cabinetul stomatologic nu este pus la dispoziția doar a credincioșilor care fac parte din parohia noastră, ci fiecare credincios care participă la biserica noastră sau care întâmplător află, iată, prin intermediul dumneavoastră de existența lui, poate veni și beneficia în mod gratuit de serviciile pe care domnii doctori le oferă. Colaborarea noastră cu biserica, în primul rând, a început cu ceva vreme în urmă, mai exact de vreo 8 ani încoace. De atunci, împreună cu preoții de aici, am realizat, zic eu, un lucru destul de interesant, și anume acest cabinet pe care îl vedeți acum aici. Acest cabinet care a încercat să ajute pe toată lumea. Și când zic toată lumea, mă refer atât la cei care sunt în oria și care aparțin acestei parohii, dar și orice alt om care, din păcate, are nevoie de ajutorul nostru. Zic din păcate pentru că majoritatea vin cu dureri, majoritatea vin cu probleme, majoritatea vin cu afecțiuni pe care noi, prin meseria noastră, putem să-i ajutăm. Am fost și într-un spital, am lucrat și în spitalul de stomatologie de la Plevnei, ca și medic stagiar, medic începător. A fost o experiență foarte utilă pe care am acumulat-o și care mi-a fost de mare folos în următorii mei ani de practică. Adică în devenirea noastră ca medic. În devenirea și formarea mea ulterioară ca medic. A fost un lucru deosebit. Faptul că am putut să lucrez acolo, am acumulat experiență și experiența mai departe am dezvoltat-o și am aplicat-o celor care chiar aveau nevoie de mine. Cine sunt pacienții dumneavoastră? Pacienții sunt copilași, adulți, tineri, bătrâni, nu contează. Practic, oricine are nevoie de serviciile noastre poate să apeleze cu încredere. Atât noi, cât și colaboratorii pe care noi îi avem și care pot să vină în acest cabinet, mă refer aici la medici specialiști în chirurgie, medici specialiști ortodonți, medici specialiști în terapie dentară, toți acești colegi ai mei și ai noștri vin aici cu mare plăcere și oferă serviciile tuturor celor care chiar au nevoie de noi. Multe persoane sunt neasigurate. Este lucrul acesta un impediment? Legat sau în ce privește asigurarea de sănătate, noi nu lucrăm cu o casă de asigurări. Deci, practic, oricine are nevoie, indiferent că este asigurat sau că nu este asigurat, poate să vină la noi la cabinet. Și noi îl servim și îl ajutăm în limita posibilităților. De ce zic limita posibilităților? Pentru că există totuși situații în care, chiar dacă noi ne-am dorit să-i ajutăm, prin natura afecțiunilor pe care dânșii le au,
pacienții le au, diferite boli cronice sau alte afecțiuni sistemice destul de grave, nu prea ne permite sau nu prea ne-ar permite dotările pe care noi le avem aici să-i rezolvăm și să-i ajutăm așa cum se poate. Și atunci, într-adevăr, trebuie să-i trimitem către centrele specializate. Ce tip de servicii oferiți? Serviciile pe care le oferim sunt absolut ca la orice cabinet normal de stomatologie. Și aici mă refer. Chirurgie, care cuprinde extracțiile de molari de minte sau extracțiile mai dificile, ar fi introducerea de implante acolo unde este nevoie, servicii de ortodonție, de terapie, de protetică. Practic tot ce ține de stomatologie în acest cabinet se face în mod normal, curent și frecvent. Ați vorbit de aceste servicii și știu că instrumentarul și materialele de regulă sunt foarte costisitoare. Totuși, cum reușiți să vă descurcați? Din păcate, într-adevăr, materialele și tot ce înseamnă dotări ale stomatologiei sau ale stomatologiei în general sunt destul de costisitoare. Totuși, chiar dacă încercăm să nu folosim materiale ieftine, asta pentru noi este un lucru foarte important. Chiar dacă aparent o plombă poate să se reducă ca și cost folosind un material mai ieftin, în timp lucrul ăsta dăunează în primul rând pacientului. Și atunci preferăm să folosim niște materiale mai scumpe. Materiale pe care le procurăm din investiție proprie. Noi mai avem și un alt cabinet în altă locație, în zona Drumul Taberei. Materiale pe care le luăm de acolo și le putem folosi și aici. E clar că anumite servicii încercăm să le menținem într-adevăr gratuite, cum ar fi urgențele stomatologice. Pacientul vine într-o durere foarte mare, zice mă doare, scapă-mă de durere. Ok, facem și nu-l mai doare și acest lucru este un lucru pe care noi îl facem gratuit. Iarăși, la persoanele cu probleme deosebite financiare încercăm să-i ajutăm și să nu luăm o sumă de bani, mai mică sau mai mare. La anumite categorii încercăm să îi ajutăm refăcându-le o reducere, mai mică sau mai mare, în funcție de ce au dânsii de făcut, ce probleme au de făcut. Cu ce se diferențiază acest cabinet față de alte cabinete medicale? Acest cabinet se diferențiază de alte cabinete medicale în primul rând, prin faptul că se adresează marea majorității tuturor celor care chiar au nevoie de noi. Adică încercăm să nu facem o diferențiere între pacienții cu o potență financiară mai mică sau mai mare. Încercăm să-i ajutăm pe toți în aceeași măsură și într-un fel egal. Și pentru că nu mi-ați răspuns, totuși, cum reușiți să mențineți activitatea acestui cabinet și pentru că suntem oameni până la urmă, dumneavoastră, cum reușiți să supraviețuiți, să spun așa? Noi am venit aici și în ideea de a, chiar ne-am asumat de la început ideea de a câștiga mai puțin, câteodată de a nu câștiga deloc. Tocmai în ideea pentru că aceasta, datorită locației acestui cabinet, nu suntem bucuroși nu neapărat că am câștigat ceva, ci că am reușit să ajutăm sau dacă putem să ajutăm pe cineva, lucrul ăsta este în regulă. În ceea ce privește banii, o mare parte din dotările pe care le vedeți aici au fost suportate pe banii noștri, au fost făcute. Locația ne-a fost pusă la dispoziție de către preoții de aici. Iar tot ce înseamnă dotări sunt cumpărate și aduse de către noi. Tocmai asta a fost ideea, să facem un parteneriat între noi și biserică și să încercăm să ajutăm, repet, în limitele unei posibilități, pe cei de aici. Nu ne-am propus inițial ca aceasta să fie o sursă de venit. Dacă putem să ne amortizăm în linii mari tot ce înseamnă consumabile, care într-adevăr costă, pentru noi este un lucru ok. Pentru că tot ați pomenit de acest parteneriat, vreau să vorbim, să mi-l detaliați și să-mi spuneți despre relația pe care o aveți cu preoții. Relația noastră cu preoții este una deosebită. Sunt niște oameni, în primul rând, speciali,
îi consider niște prieteni ai mei. Ei s-au angajat să ne acopere tot ce înseamnă cheltuielii de întreținere, curent, apă caldă, apă rece, căldură și așa mai departe. Iar noi, bineînțeles, ne-am angajat să venim aici cât de des putem și am reușit să venim destul de des de acum încolo, adică venim chiar în fiecare zi suntem. Inițial programul a fost 2 zile pe săptămână, apoi 3 zile pe săptămână și iată că acum am reușit să venim în fiecare zi și să încercăm să ajutăm, repet, pe cei care au nevoie. Totuși, un cabinet stomatologic implică costuri foarte mari. Aparatura medicală este costisitoare. Dumneavoastră aveți un cabinet medical, un cabinet stomatologic foarte bine aranjat, aș spune. Da, e adevărat. Costurile pentru întreținerea acestui cabinet sunt considerabile, am spune, și pentru acest lucru trebuie să-i mulțumim în primul rând domnului doctor Radu Horia, care pe lângă activitatea în sine, pe lângă serviciile pe care le desfășoară concret ca și medic alături de ceilalți colegi ai dânsului, dânsul a contribuit cu tot ceea ce înseamnă partea tehnică, partea legată de aparatură necesară funcționalității acestui cabinet stomatologic. În sarcina noastră, a parohiei noastre, a căzut, să zicem, partea mai ușoară, respectiv întreținerea lui, încălzirea și așa mai departe. Fiind un cabinet ce aparține de o parohie, mă gândesc că sunt și foarte mulți enoriași care beneficiază de aceste servicii. Astăzi, nimic nu este ieftin. Cu atât mai mult, un consult stomatologic și un tratament stomatologic. Cine vă ajută? Cine suportă aceste cheltuieli? Ne ajută, în primul rând, oamenii, pentru că oamenii lucrează pentru oameni. Ne ajută, de asemenea, oameni care ne-au fost și ne sunt alături în toate demersurile sociale, inclusiv activitatea acestui cabinet stomatologic, în toate demersurile sociale pe care le-am desfășurat și le desfășurăm la parohia noastră. Sigur că nu este ușor, dar cu ajutorul, în primul rând, al lui Dumnezeu și al oamenilor, reușim să mergem mai departe. Oferim tratamente gratuite la acest cabinet sau tratamente mai complicate la un preț redus, astfel încât omul, pe lângă faptul că se simte mai în siguranță atunci când vine și se lasă în mâinile unor doctori aflați a unui cabinet aflat în incinta parohiei noastre, pe de altă parte, oameni cu posibilități materiale mai reduse, oameni proveniți din familii nevoioase, vin la noi, la biserica noastră și solicită ajutorul domnilor doctori. Nu de puține ori am fost alături de caravana Sănătate pentru Sate, caravana ce își propunea să facă prevenție. Iată, dumneavoastră aveți un cabinet stomatologic și sunt curioasă să știu ce tip de servicii oferiți. Da, serviciile stomatologice oferite la cabinetul nostru sunt, le-aș putea numi, servicii primare, respectiv consultații, plombe și așa mai departe, lucruri primare ca și stomatologie, dar care nu sunt altceva decât o primă etapă în săvârșirea altor lucrări mai ample. E adevărat că implicarea domnilor doctori nu este doar la nivelul tehnic de desfășurare a activității. Nu de puține ori, echipa domnului doctor Radu Horia a contribuit în cel mai concret mod și la o educare a credincioșilor noștri din punct de vedere medical, oferind în acest sens pastă de dinți, periuțe și alte produse de igienă orală. Tu cum te speli pe dințișori? Dai pur și simplu așa? Da, dau
și așa. Da, dar e în toate direcțiile? Aș prefera să avem o direcție anume. Și anume, pentru zona laterală, stânga, dreapta, sus și jos, e bine ca mișcările să fie de sus în jos pentru partea de sus și de jos în sus pentru partea de jos. Astfel încât tu să mângâi gingiuța de jos în sus și gingiuța de sus în jos. Da? După care, e bine ca pe interiorul guriței să faci aceeași mișcare de coborâre pentru partea de sus și de urcare pentru partea de jos. Da? Tot pentru zona laterală, foarte important, e bine să faci și mișcări circulare. Mișcările circulare sunt foarte, foarte importante pentru că îți îndepărtează toate resturile alimentare dintre dințișori. Și ca să fie treaba completă, și ca să știm un lucru, dințișorii noștri mai au o față, fața pe care muști. Fața pe care muști, îndrepți periuța în sus pentru dinții de sus, în jos pentru dinții de jos și tot prin mișcări circulare iei și freci bine, bine, bine. Pentru că în felul acesta tot ce a rămas de la mâncărică se îndepărtează și scap de ei. Și pentru că nu cu mult timp în urmă exista un slogan preferat de anumite persoane, acela biserici versus spitale, biserici versus școli, nu pot să nu mă amuz, pentru că, iată, suntem într-o parohie unde avem un cabinet medical funcțional și locul în care se oferă și cursuri pentru copii. Da, e adevărat. Cred că biserica are acest rol de a fi alături pe de o parte de tot ceea ce înseamnă serviciul medical, iar pe de altă parte de tot ceea ce înseamnă procesul de educare a copiilor. Așa a fost și în vechime, dacă vom cerceta istoria țării noastre, vom vedea că în cadrul bisericii în permanență s-au desfășurat și servicii medicale, dar și activități, procese de educare a copiilor. E adevărat că dacă ne vom gândi și la ziua de mâine, trebuie să ne gândim la copii. Trebuie să ne gândim la copiii de astăzi care vor fi creștinii de mâine ai bisericii noastre. Și dacă vom reflecta cu atenție asupra acestui lucru, sigur că vom ajunge la concluzia că trebuie să investim azi mai mult ca oricând în tineri. De aceea, la biserica noastră, prin mila lui Dumnezeu și cu ajutorul credincioșilor și de această dată, se fac meditații, ore suplimentare la diferite materii, informatică, limba engleză, limba română, ore care vin să suplimenteze ceea ce copiii primesc ca și învățătură la școală. Eu am ajuns la orele de engleză când am venit cu mama la biserica aceasta. A zis preotul cine dorește ore de engleză să vină la unde se dau rămânările, la Pangar. Și atunci mama a vorbit cu doamna de engleză și m-am dus la ore de engleză. Da, orele acestea de limbă engleză ți le-ai dorit sau a fost o dorință a mamei? Mi le-am dorit eu. Dar de ce ți-ai dorit să faci limba engleză? Pentru că când o să fiu mai mare, o să mă duc la un serviciu, trebuie să știu și alte limbi străine. Ești sigură? Da. Păi și dacă, ce servici vrei tu să faci și... Doctoriță. Vrei să te faci doctoriță? Da. Și ai nevoie de limba engleză? Da. Pentru ce anume, mai exact? Vrei să faci tu din străinătate? Nu, dar dacă vină oameni din altă țară, trebuie să știu engleză. Nu-i de ajuns să știi limba română? Nu. Așa, și spune-mi, povestește-mi de aceste ore de limbă engleză. Tu faci engleză la școală? Da. Și cum sunt orele de limba engleză în comparație cu cele de la școală, Mai frumoase sunt orele de aici cu doamna din cartierul meu. De ce? Pentru că mă învață mai multe chestii. Dă-mi exemplu, ce chestii te învață?
cum să fac conversații, compuneri, propoziții. Poți să-mi spui ceva ce ai învățat de curând? Și îți și place, de altfel. Da. Spune-mi ceva. My favorite color is purple. Ah, ce accent frumos ai. Mulțumesc. Da, uite, noi suntem la biserică acum, nu? Da. Și orele de limba engleză se țin în curtea bisericii. Nu? Da. Știi să te rogi în limba engleză? Yes. Oh, please. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Aceste meditații sunt adresate în special copiilor care provin din familii mai nevoiașe. Iată, cu ajutorul lui Dumnezeu și a oamenilor am amenajat acea sală de calculatoare care este o mângâiere pentru mulți copii proveniți din familii sărași care acasă nu au posibilitatea de a avea un calculator. Tot acest demers pe care îl încercăm să-l facem la biserica noastră în ceea ce privește educația copiilor, o facem cu gândul la Dumnezeu și cu gândul la semeni. Pentru că, așa cum vă spuneam, ceea ce sădim astăzi vom culege mâine. Există parteneriate pe care biserica noastră le desfășoară cu grădinițe din prejurul bisericii, precum și cu școli generale. Iată, avem un parteneriat extrem de lucrător, ca să spun așa, cu Școala Generală Sfânta Treime, fostă numărul 160, acolo unde am sfințit un cabinet de religie în care și astăzi se desfășoară orele de religie. De asemenea, proiect în care, pe de o parte, se presupune prezența elevilor de diferite vârste în biserica noastră, la slujbele oficiate în biserica noastră, precum și prezența noastră a slujitorilor acestei sfinte biserici în rândul copiilor. La începutul anului școlar, la inițiativa părintelui protoiereu Constantin Burlacu, protoiereu sectorului 6 Capitală, biserica noastră, alături de protoierie, a oferit unor copii ghiozdane echipate cu toate rechizitele necesare, copiilor în special proveniți din familii mai nevoiașe, din familii cu posibilități materiale reduse. De asemenea, la inițiativa părintelui Ciuca Nichit Oreș și a domnului director Șerban Adrian Mihail, directorul școlii Sfânta Treime, la sfârșitul anului școlar, biserica noastră contribuie la premierea copiilor cu rezultate deosebite la învățătură a olimpicilor, cu cadouri constând în manuale și cărți. Din 2006, de când a început să se ridice Biserica Sfânta Treime, am încheiat un protocol cu această biserică, iar în 2007 s-au făcut demersurile pentru acordarea acestui hram. Și în primii ani ne-am numit Școala Gimnazială numărul 160, fostul nume al școlii noastre Sfânta Treime, iar acum s-a renunțat la număr și ne numim Școala Gimnazială Sfânta Treime. Este un protocol foarte bine stabilit între cele două instituții, este un protocol care și-a fixat niște obiective și trebuie să menționez faptul că aceste obiective sunt îndeplinite, unele dintre ele, altele sunt în curs de rulare. Dacă m-ați întreba în ce constă acest protocol sau ce obiective ne-am propus, trebuie să menționez faptul că biserica, așa cum ar trebui să fie la nivel național, consider, împreună cu școala sunt două surori pe drumul cunoașterii. Adică biserica este foarte aproape, este prezentă în viața școlii
Școala este alături de biserică în majoritatea acțiunilor care se desfășoară în comun. Trebuie să vă spun că sunt deosebit de bucuros atunci când biserica este alături de copii cu probleme sociale, fie în perioada sărbătorilor de iarnă, fie în perioada sărbătorilor de primăvară, respectiv a Sfintelor Paști. Cu ocazia sfârșitului de an școlar, trebuie să vă spun că biserica întotdeauna a asigurat cărțile de premii pentru copii, diplomele copiilor, că întotdeauna pentru copii olimpici biserica a acordat premii speciale, fie în cadrul școlii, fie în cadrul bisericii. Anul trecut, spre exemplu, copiii au fost premiați în cadrul bisericii. La sfârșitul anului școlar, întotdeauna copiii primesc premii, premii consistente. Ne bucurăm de realizările acestora. Avem copii olimpici, olimpici la nivel național, olimpici la nivel municipal, olimpici la nivel de sector. Chiar în acest an școlar, mărturisesc cu bucurie că la Olimpiada de Religie, care a avut loc acum 2 săptămâni, locul întâi și locul al treilea, aceste 2 locuri sunt ocupate de elevii noștri. Avem profesori de religie titulari, marea majoritate a elevilor noștri sunt creștini ortodoxi, nu am avut niciodată probleme nici cu celelalte confesiuni, întotdeauna a existat o armonie între elevi, întotdeauna profesorii de religie și-au pregătit orele, și-au pregătit materialele didactice astfel încât să creeze un mediu propice desfășurării acestor ore de religie. Avem un cabinet de religie cu care ne mândrim. El a fost inaugurat în anul 2009 cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la deschiderea porților acestei școli. Un cabinet sponsorizat în totalitate de către Biserica Sfânta Treime. Un cabinet unde elevii își desfășoară orele de religie, unde se fac proiecții de filme. Sunt activități frumoase organizate în cadrul bisericii și de către profesorii de desen și de către profesorul de muzică, colinde, expoziții de icoane pe sticlă. Se organizează anumite târguri în cadrul școlii, cât și în cadrul bisericii, unde produsele confecționate de către copii sunt achiziționate de părinții lor, de enoriașii bisericii, și sumele se îndreaptă către copiii defavorizați. Există acolo 2 cabinete, în cadrul bisericii există 2 cabinete unde profesorii voluntari își desfășoară activitatea, fie la ore de limba română, ore de limbi străine, informatică, matematică. Ne adresăm tuturor copiilor pentru că se tinde ca toată lumea să își îndrepte privirea către copiii defavorizați. Trebuie să ne îndreptăm privirea și către copiii care fac performanță. Avem copii olimpici, așa cum v-am spus, avem copii care se prezintă la concursuri naționale și internaționale, iar biserica este alături și de acești copii, numai de copii defavorizați. Eu am fost învățat de mic să vin la biserică, cum a spus și Ana Maria, și vin la biserică deoarece aici poți să îți exprimi gândurile bune, să te rogi, să fii aproape de oameni. Da, să fii aproape de oameni, să înveți mai multe, să... Tu ai fost învățat de mic să vii la biserică. Da. Mă gândesc că la o anumită vârstă vrei să te joci, nu să vii să stai la slujbă. Exact. Adevărat, vreau să mă joc de dimineață, vreau să mă joc pe calculator, așa, când te trezești, să începe o dimineață frumoasă, doar că m-am obișnuit să merg la biserică și acum mă simt mai bine, pentru că m-am și obișnuit, știu care e programul și merg la biserică în fiecare dimineață cu părinții mei, cu soiile mele. Da.
Tu ai simțit în decursul anilor că îți folosește să vii la biserică? Da. În ce fel? Păi, putem să... pentru că mergem la biserică, putem să le mai întindem o mână de ajutor celor mai săraci, să ne mai dăm câte ceva, să ne ajutăm pe noi înșine spre mântuire, practic să ajungem în rai. Poate să aude la un copil lucrul acesta să-ți ajute pentru mântuire. E ceva foarte profund. Ce înseamnă să ne mântuim? Adică să, după ce murim, să ne judece Dumnezeu și să vadă dacă am făcut mai multe fapte bune, mai multe fapte rele și depinde dacă ne trimite în rai sau în iad. Păi și nu crezi că puteai să te ocupi de partea aceasta de mântuire la bătrânețe? Nu, pentru că trebuie să te pregătești mereu. Niciodată nu știi când vei muri și trebuie să fii mereu spovedit, împărtășit. Putem să murim oricând și trebuie să fim pregătiți. Tu te spovedești și te împărtășești regulat? Păi mă spovedesc odată cam la, nu știu, să zicem, cum simt. De pildă, dacă fac mai multe păcate, mă duc mai des și dacă fac mai puține, mă duc mai rar. Ce păcate poate să facă un copil de vârsta ta? Nu știu, să nu-i asculte pe părinți, să nu învețe, să nu înjuri, să nu vorbești urât, să nu te iei la ceartă, la bătaie. Și tu simți că te ajută să vii să te spovedești și să te împărtășești? Da, pentru că te simți mai bine după ce te împărtășești și te spovedești. Good morning, how are you? Together. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.